Doamnelor și domnilor, am plăcerea să vă anunț mijlocașul anului 2009. Aplaudați-l pe Gabriel Torje! Ați observat, e singurul dintre premianți care s-a pupat cu hostesa, da? A mai fost și Gigel. A fost Gigel, m-am luat după el. În primul rând, mulțumesc celor de la Fanatic. Mulțumesc ție, Horia, care m-ai nominalizat și mulțumesc celor care m-au susținut, jucătorilor de la Dinamo, care au fost alături de mine, conducătorilor, antrenorilor și, nu în ultimul rând, antrenorului de național de tineret, care m-a susținut și m-a luat încă de acum 3 ani, când eram doar un copil. Mulțumesc foarte mult! Liberă executată în centru, gol! Yeah! România deschide scorul, golul lui Torje! Ce bine a bătut Torje, lovitura liberă! Până la urmă, cred că ăsta este rezultatul echitabil, acestui 1-1, dar să vedem această ultimă acțiune a lui Dinamo cu Cristea, aruncând această minge spre Torje! Torje! Gol! Dinamo câștigă în minutul 90!
fază, probabil la ultimul atac, e istoria lui Dinamo. Să câștigăm acest meci. E bucurie mai mare decât Sebastiaua? Nu cred că este o bucurie mai mare decât Sebastiaua. Și acasă cu 15.000 în tribună, oamenii care ne-au susținut din minutul 1 până minutul 90. Ai văzut Tiki-Taka conferența? Nu mai contează, 2-1 pentru noi, suntem învingători, nu mai...